Bună! Astăzi o să vă povestesc o carte care se numește Atacul diabolicilor bucătărese, în care este într-un fel volumul 4. Izzy și prietenii ei se hotără să rezolve un nou caz, pentru că ceva s-a întâmplat cu bucătăresele. Oare ce? Nu vă puteți închipui? Ei bine, uite, la școală a apărut o nouă bucătăreasă șefă. Apoi, bucătăresele deodată s-au schimbat. Nu mai erau severe, aveau niște zâmbete tâmpe pe față, niște ochelari de protecție, niște pălării ciudate și aveau uniformele schimbate. Și, pe deasupra, în meniu apăruseră tot felul de chestii ciudate. Și nu mai serveau plăcinta ciobanului. Asta era. Nu că le-ar fi plăcut lui Izzy și prietenii ei să mănânce plăcinta ciobanului, numai că ea se dădea mereu, de obicei, la această școală. Așa că copiii s-au hotărât să rezolve cazul. Însă se pare că se confruntau cu o problemă mult mai mare decât credeau ei. Oare vor reuși Izzy și prietenii ei să rezolve acest caz? Veți afla. Această carte este foarte frumoasă, o găsiți la editura Corin Junior. Așa că eu vă recomand. Dacă vreți și alte videoclipuri, după cum știți, intrați pe Porțile de Citit.